Bună, Eugen, a doua oară la Road to Las Vegas. Ce s-a întâmplat prima dată? M-am cam grăbit, am fost pe repede înainte, am să mă culc de vreme și am fost primul eliminat. În seara asta ți-ai schimbat strategia? Da, vreau să nu joc nimic prima oră ca să nu mai fiu primul eliminat, măcar să ies al doilea. Spune-mi două cuvinte care îți vin în minte când auzi de poker. Daniel Negreanu. Consider că ai două cărți norocoase? Nu există așa ceva. Și dacă ar fi să oferi un sfat jucătorilor începători, care ar fi acela? Să fie mai curajoși. Curajul este esențial în poker. E exact ca la o bătaie. Dacă dai primul, de obicei câștigi. Dacă o încasezi, așa, cu cât ai gura mai mare și cu cât spui de mai des all-in sau raise, cu atât ai șanse mai mari să câștigi sau o masă de poker. Spune-mi, te rog, cum ai început tu să joci poker? Din plictiseală, pe acasă. Nu aveam ce face seara, mai jucam. Am început cu table, premii, după am trecut la poker. Table mai joci? Mai joc, da. Ținem pumnii și sper să vorbim la sfârșit. Mersi.